Deși cei mai mulți șoferi și pasagerii români consideră că purtarea centurii de siguranță este esențială, obișnuiesc să nu o folosească. La nivelul județului, de la începutul anului, aproximativ 4.000 de mehedințeni au fost amendați în această situație. Studiile realizate la nivel european arată că nepurtarea centurii de siguranță este a doua cauză de deces în rândul accidentelor rutiere. În general, șoferii vârstnici au înțeles acest lucru și respectă regulile. Cum ies din garaj? Cum ies din garaj? Pun centura pe mine. Da. O port. Dar, în general, oamenii nu o poartă. Mă rog, fiecare cum gândește, dar e necesar, trebuie purtată. Din păcate, mulți dintre șoferi sunt indiferenți față de cuplarea centurii de siguranță pentru că au impresia că nimic nu li se poate întâmpla. Din contră, acesta este unul dintre miturile care de-a lungul timpului s-au dovedit a fi neadevărate prin numărul mare de victime înregistrate. Când ne urcăm în mașină, am pus centura. N-ați văzut că la accidente, de obicei, care mai au centura, mai scapă, mai au o posibilitate, care nu, ajung la spital. În cel mai rău caz, în cel mai bun caz, adică în cel mai rău, să duc, nu mai sunt printre noi. În primul rând, nu am mașină, dar când merg pe locul din față, o folosesc. De ce? Pentru ca să nu pun în situație rea pe șofer. Dar nu m-am gândit prea mult la acest aspect. Trebuie să mă gândesc pe viitor. La nivelul județului Mehedinți, de la începutul anului, au fost date 3.861 de amenzi pentru nepurtarea centurii de siguranță conducătorilor auto, 96 de sancțiuni contravenționale pentru pasageri și 9 pentru neutilizarea sistemelor de retenție pentru minori. În primele 7 luni ale acestui an, polițiștii cu atribuții pe linie de rutieră au aplicat 3.957 de sancțiuni contravenționale participanților la trafic care nu au purtat centura de siguranță. Dintre acestea, 3.861 au fost aplicate conducătorilor auto și 96 pasagerilor, dintre care 9 au fost aplicate pentru neutilizarea sistemelor de retenție pentru minori. Cauzele care stau la baza acestui număr colosal de accidente sunt, în primul rând, conducerea autovehiculelor în stare de ebrietate, viteza imprudentă și nepurtarea centurii de siguranță. Deși toate mașinile au mai nou un zgomot de avertizare pentru cuplarea centurii, unii șoferi preferă să îi ignore utilitatea. Tocmai de aceea sunt comercializate capete de centură care pot păcăli sistemul de alarmă al mașinii, însă acestea nu sunt legale.